Salutare la toată lumea, Emil aici de la Electro Professional. Astăzi avem un mic tablou de făcut pentru un client și aș vrea să vă prezint componentele ce vor fi în el. Dăm la o parte astea, că sunt pentru un alt tablou și avem în felul următor: un separator cu fuzibile, un descărcător, un releu de monitorizare protejat cu un B6, un contactor de 63 de amperi trifazat, 3 MCB-uri tripolare și o tetrapolară. Avem aici un diferențial trifazat RCCB de 63 de amperi, care va alimenta toate aceste MCB-uri pentru circuitele monofazate. Iar aici avem două diferențiale RCBO care vor fi conectate la două circuite cu risc mare de umiditate. Acesta este tabloul de la ETI, 4x18 module. Așa că eu zic să nu mai pierdem timpul și să trecem la treabă. Deci am terminat de cablat separatorul, descărcătorul, releul și contactorul, iar acum urmează să tragem ieșirile de la contactor la clemele de derivație. Foarte, foarte important de menționat faptul că la ieșirile din contactor se pot pune pini normal de 12 mm, iar la intrările în cleme, deoarece este strângere dublă, este obligatoriu să puneți pini de 18 mm. Și foarte, foarte important de menționat faptul că trebuie întotdeauna strâns nu primul șurub de la ieșire, ci al doilea șurub. Și trebuie testat cablul dacă a prins în cel de-al doilea șurub, exact ca și la contoare. Foarte, foarte important. Așadar, oameni buni, acesta a fost tablouașul. Inițial am vrut să filmez toată operațiunea, dar cu siguranță vă plictiseam și nu ieșea nimic interesant. Era să uite prin capa. Acesta este tabloul. Pentru cei ce sunt interesați de unde au fost luate componentele și unde pot găsi tot felul de materiale de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri, aveți detalii în descriere.
Acum spre final vreau să le transmit un mesaj clienților sau potențialilor clienți. Nu mai lăsați toți parveniții și toți oamenii care au impresia că sunt electricieni să vă facă tablourile. Nu mai lăsați oameni inconștienți și incompetenți care nu au nicio treabă cu această meserie să vă facă instalațiile electrice. Pentru binele și pentru siguranța dumneavoastră, apelați la profesioniști și faceți lucrurile de calitate. Am fost sunat în urmă cu 10 minute de către o doamnă că i-a luat foc tabloul și au venit pompierii să îl stingă. Mâine trebuie să mă duc să îi refac tabloul. Sper să mai am ce să refac. Așa că vă mai spun încă o dată, mare atenție pe cine lăsați să-și bage nasul în instalațiile și în tablourile dumneavoastră, deoarece este viața și locuința dumneavoastră în joc. Până una alta, ne vedem la filmulețul următor.